Dieta grupelor sanguine susține că oamenii consumă cel mai bine alimente în funcție de grupelor sanguine. Astfel, grupa 0 sunt carnivorii, A sunt vegetarieni și vegani, B sunt cei care pot consuma orice și A, B, din păcate, sunt sensibili la tot. De altfel, o analiză a datelor științifice pe care le avem pe acest subiect a arătat că nu există absolut niciun fel de asociere între grupa de sânge și alimentația pe care o putem avea. Răspunsul creatorului dietei grupelor sanguine este absolut incredibil, aș vrea să vi-l citesc pentru a nu rata niciun pic din savoare. El spune așa: în spatele dietei grupelor sanguine se găsește o bază științifică, așa cum în spatele teoriei relativității lui Einstein se găsește o bază științifică. Totuși, teoria relativității lui Einstein a avut nevoie de condiții optime să se desfășoare, eclipsă solară într-un anumit moment, într-un anumit loc de pe planetă, înainte de a fi testată și confirmată. Întocmai precum calculele lui Einstein, teoria și dovezile empirice din dieta grupelor sanguine sunt destul de bune.